dus la debarcarea comuniștilor de la putere. Mulți tineri au fost bătuți crunt de poliție, însă nici până acum nu li s-a făcut dreptate. Creștinii ortodoxi de rit vechi marchează astăzi Buna Vestire. În biserici se țin slujbe, iar creștinii care țin post aspru au dezlegare la pește. Vicepreședintele raionului Sângerei, Tudor Tutunaru, a ajuns la spital după ce a fost stropit în față cu verde de briliant. Au făcut-o câțiva membri ai partidului condus de fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc. Ei spun că și-au manifestat în acest fel nemulțumirea față de vicepreședintele raionului, care s-a vaccinat împotriva COVID cu una dintre dozele destinate medicilor. De partea cealaltă, funcționarul spune că e doar un pretext pentru a fi intimidat. Incidentul a avut loc aseară chiar în fața casei vicepreședintelui raionului Sângerei, Tudor Tutunaru. După ce l-au stropit cu verde de briliant, membrii partidului au chemat poliția. Noi nu tolerăm așa acțiuni, ci ca în semn de protest. Și apropo, de azi înainte, fiecare funcționar public, fiecare birocrat corupt va fi pedepsit prin așa modalitate. Deci a fost stropit cu verde de briliant. În urma incidentului, vicepreședintele raionului Sângerei a ajuns la spital. Ochii drept e afectat tare. Stai cu mai puțin, fiindcă tipul ca o hienă s-o apropia și ne-a turnat în dreapta. Și mai mult verde de briliant mi-a ocurs în ochi. Am avut un like pe 26, eu m-am vaccinat și asta a fost luni sau marți. Ne-am explicat că n-am luat la nimeni niciun vaccin, noi am publicat și lista unde e scris medici vaccinați, asistenți sociali. Deci noi trecut în practic, dar în faza a doua, etapa a doua de vaccinare. Ca nu a fost problemă de vaccin. Aici e intimidare, ca să-l fie din vânzătură la mai mult, iată noi suntem. Să conducem mai departe Cafcaliuc. Președintele partidului Gheorghe Cafcaliuc a lăudat gestul colegilor săi. Noi am luat o decizie și astăzi a fost aplicată prima și de azi înainte în toată țara va fi făcut acest lucru. Este un protest în susținerea medicilor care nu sunt vaccinați, care mor în fiecare zi, dar funcționarii corupți folosesc acest lucru. Mai mulți membri ai platformei DA, din care face parte vicepreședintele raionului Sângerei, au condamnat atacul. S-a pornit curățarea sistemului politic. Un penal, Cafcaliuc, care lingea picioarele lui Filat și Plahotniuc, s-a erijat într-un Robin Hood și mare justițiar, cel care era specialist mare de a împroșca gazele lacrimogene în fața protestatarilor. Așa, indivizi ca el simt printre primii lipsa puterii și haosul din țară. Între timp, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Sângerei, Ina Moscaliuc, a anunțat că pe acest caz a fost inițiat un proces penal. Urmează să fie stabilite circumstanțele. Comisia pentru situații excepționale ar putea introduce restricții mai dure dacă în următoarea perioadă numărul de îmbolnăviri nu va scădea. O spune secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Tatiana Zatâc. Unii experți în domeniul epidemiologiei spun că instituirea stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile este nejustificată și ar trebui revizuită. În timpul emisiunii Punctul PS de la TVR Moldova, Angela Paraschiv, membru al Consiliului Consultativ pe lângă premierul Republicii Moldova, a spus că instituirea stării de urgență pentru o perioadă de 2 luni nu are argumentare logică. Este determinat în funcție de legislația Republicii Moldova, unde se menționează de termenul maximal care se impune în caz de stare de urgență de 60 de zile, dar ținând cont că vorbim despre totuși un factor biologic și anume de un virus SARS-CoV-2, unde se menționează și perioada de incubație de 14 zile, respectiv termenul de 60 de zile este, după părerea mea, este prea mare. Consider că în funcție de situația care va fi în următoarele zile, această perioadă ar trebui să fie revizuită. Mai mult, potrivit experților, starea de urgență include măsuri restrictive artificiale care nu pot avea un impact real asupra diminuării cazurilor de îmbolnăviri.
Nu s-au luat măsuri ceea ce ține de piețele, ceea ce ține de mall-uri sau adunările din biserici, de exemplu. Deci, practic, acele măsuri vizează situația în cazul codului portocaliu și nu cod roșu. Ne duce spre ideea că nu sunt luate în favoarea gestionării situației COVID-19, dar în favoarea politică. În același timp, secretarul de stat de la Ministerul Sănătății spune că dacă actualele restricții nu vor da roade și nu vor duce la diminuarea numărului de îmbolnăviri, ne putem aștepta la introducerea unor restricții mult mai dure. Vizibilitatea în aceste ultime zile este mult mai mare a monitorizării din partea structurilor de forță și evaluăm pe parcurs situația, cum vor fi indicatorii epidemiologici și în funcție de evoluția situației se vor ajusta anumite prevederi. Adică urmează și să fie introduse alte restricții sau să fie relaxate cele ar existente? Ar putea fi restricții mai dure, deoarece, cum am zis, a fost decizia de a fi niște restricții fără afectare economică, deoarece s-a discutat foarte mult și cu Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor, anume în context ce ține de care ar fi pierderile economice, dar nimic nu poate fi comparat cu pierderea vieților omenești. Pe data de 31 martie, Parlamentul de la Chișinău, cu voturile deputaților coaliției PSRM-Șor, a aprobat instituirea stării de urgență la nivel național până la data de 30 mai. Pe durata stării de urgență în municipiile Chișinău și Bălți este interzisă deplasarea în afara domiciliului în intervalul orelor 23:00 și 5:00. Învățământul se desfășoară online, doar grădinițe funcționează în regim obișnuit. Astăzi se împlinesc 12 ani de la evenimentele tragice din 7 aprilie 2009. A fost un moment de cotitură pentru Republica Moldova, care a dus la debarcarea comuniștilor de la putere. Mulți tineri care s-au jertfit pe altarul libertății i-au plătit însă un preț scump. Protestul anticomunist din centrul Chișinăului a degenerat în violențe și bătăi. Zeci de manifestanți și polițiști au fost răniți, iar un tânăr a murit după ce a fost bătut cu bestialitate de forțele de ordine chiar în piața Marii Adunări Naționale. După evenimentele din aprilie 2009, 77 de persoane s-au plâns că au avut de suferit în urma acțiunilor polițiștilor. În alte 31 de cazuri, procurorii s-au autosesizat, în total fiind pornite 108 procese penale. Numai 26 dintre acestea au ajuns la o finalitate, iar 45 de persoane au fost găsite vinovate. La sfârșitul anului trecut, pe rolul instanțelor de fond, se afla o cauză penală în privința două persoane. În instanța de recurs se află în prezent o singură cauză penală, dosar Rolul de învinuire pentru exces de putere a fostului șef al Poliției Municipale. Și la 12 ani distanță de la acele evenimente, membrii societății civile spun că dosarul a fost unul compromis din start pentru că autoritățile de atunci au mimat o investigație. Majoritatea dosarelor penale care au fost pornite atunci au fost afectate de acel viciu care l-am menționat la început, deci acțiunile au fost realizate întârziat. Iar acțiunile au fost realizate evident întârziat pentru că nu s-a dorit din start ca să se investigheze ce s-a întâmplat. Nu s-a dorit ca polițiștii care au maltratat să poarte cu adevărat răspundere. Pentru că dacă ne amintim ce s-a întâmplat în aprilie 2009, atunci au fost semnale foarte clare venite de la leadership-ul, de la conducerea țării, în care s-a dat un card blanș ca să fie făcute anumite acțiuni, inclusiv s-a oferit culoarea verde pentru aplicarea torturii. Cu un mesaj a venit și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care regretă modul în care s-a făcut justiție în aceste cazuri tragice. Lipsa dreptății și clarității doare, nestelați în jurul gâtului, nu au suportat niciun fel de consecințe, nici judecătorii care au emis sentințe de condamnare a tinerilor, nici polițiștii care au bătut oamenii în coridoarele morții, nici șefii care au dat indicații și apoi au acoperit și protejat vinovații. Unii au rămas în sistem, achitați și chiar promovați în funcții. Alții s-au acuat în funcții bine plătite în echipele noilor potentații ai vremii.
Clădirea Consulatului Republicii Moldova din Odessa și terenul aferent acesteia rămâne în posesia statului. Curtea de apel Chișinău a stabilit că ucraineanca Rolemska Irina nu poate pretinde la clădirea consulatului după ce a intrat în posesia acesteia în urma unei decizii a fostului guvern Filip. La sfârșitul anului trecut, Procuratura Generală a anunțat despre intentarea unui dosar penal pentru abuz în serviciu în tentativa de a deposeda Republica Moldova de clădirea consulatului din Odessa. Potrivit procurorilor, persoana influentă din Republica Moldova ar fi încercat să obțină la preț derizoriu clădirea consulatului în schimbul alteia tot în Odessa. Prețul clădirii și terenul aferent consulatului a fost estimat anterior la $1.170.000. Creștinii ortodoxi de rit vechi marchează astăzi Buna Vestire. Potrivit tradiției creștine, de azi se numără cele 9 luni până la Crăciun, când Maria l-a născut pe Iisus. În biserici se țin slujbe, iar creștinii care țin post aspru au dezlegare la pește. Zeci de credincioși au venit azi la slujba de dimineață de la Biserica Întâmpinarea Domnului din Chișinău. Este sărbătoare mare, sărbătoare care trebuie cinstită. De fapt, toate sărbătoarele trebuie cinstite. Și este o bucurie sufletească că am putut participa măcar cât de puțin la această sărbătoare. Pentru familie, pentru copiii, pentru nepoții. Am o familie mare și trebuie cineva să roage și mulțumesc Domnului că ne-a ajutat Dumnezeu și am venit la Sfântă. Potrivit datinei creștine, în această zi, Sfântul Arhanghel Gavril i-a adus vestea Sfintei Fecioare că ea a fost cea aleasă de Dumnezeu să dea naștere Mântuitorului Hristos. Este una dintre cele 12 sărbători domnești. Acest semn este că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu trimite pe cea de-a doua persoană a Sfintei Trimi, pe Fiul Său, pentru ca omul, cunoscându-L și urmându-I, să moștenească împărăție cerească. De Buna Vestire este dezlegare la pește. Tradiția spune că cel care gustă din pește în această zi se va simți tot anul ca peștele în apă. Așa că la piața centrală din Chișinău acest produs a fost la mare căutare. Ați așteptat ziua de astăzi? Nu, desigur, ca atâta lumea. Da. E o sărbătoare mare, dezlegare la pește, mai mâncăm pește, nu numai fasole și cartofi. Carasi, îmi place dacă e dulcișor și bunișor. Tolstologul nu prea. Cum o să-l pregătiți? Îl pregătesc cum? La tigaie și puțin usturoi și e gustos. Astăzi avem caras, fitofag, crab. Și care sunt prețurile? Prețurile sunt accesibile. Avem, deci tolstologul 30 de lei, carpul la 80 de lei, carasul 40 de lei. Tradiția populară spune că așa cum este vremea în ziua de Buna Vestire, așa va fi și de Paști. Creștinii ortodoxi de rit vechi marchează în acest an Paștele pe data de 2 mai. Regretatul compozitor și cântăreț Ion Alda Teodorovici ar fi împlinit astăzi 67 de ani. Artistul s-a născut la Leova când creștinii ortodoxi sărbătoresc Buna Vestire. A fost un martir al neamului care a luptat pentru valorile românești în Basarabia. A rămas viu în inimile tuturor românilor prin creația și piesele sale, care au fost simbolul mișcării de eliberare națională de la sfârșitul anilor 80. Dar nu trăiesc, te iubesc. Ion Aldea Teodorovici s-a născut pe 7 aprilie 1954 în orașul Leova. Tatăl său, Cristofor Teodorovici, a fost preot, dar în perioada de ocupație sovietică a fost nevoit să se retragă din biserică. Ion a fost cel mai mic dintre cei 3 copii. De la tatăl său, artistul a moștenit dragostea față de muzică, ceea ce i-a dat inspirație pentru piesele care avea să le scrie mai târziu. Și Dumitru Matkovski a făcut un vers care seamănă cu casa noastră, care așa și a fost intitulat Casă Părintească. Și dacă îmi permiteți să vă cânt măcar o strofă și un refren. Casă Părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în hume. Până la fereastră, până la poveste.
Doinaldea Teodorovici, care i-a fost mereu alături și în viață și pe scenă, l-a motivat de-a lungul anilor. Împreună au mers în turnee și le-au cântat militarilor care au luptat în războiul de pe Nistru împotriva ocupației armate ruse. Înalt-i cerul pe la voi, înalt-i cerul pe la voi, mai dorul. Înalt-i cerul pe la noi, pe la noi, pe la noi este război. În timpul protestelor din centrul Chișinăului de la sfârșitul anilor 80, au avut un rol decisiv pentru procesul de renaștere națională. Să cântăm cu toții, să ne audă o lume întreagă că suntem români! Străine pofte ne-au răpit, când îi aduce, când ogor... Ion și Doina au cântat despre suveranitate și independență, au luptat pentru unirea Basarabiei cu România, iar piesele Suveranitate, Sfântă Nicasa și Eminescu au fost cartea lor de vizită. Fiul Cristi le-a moștenit talentul, iar în vara anului trecut a devenit tată. Pe fica lui a numit-o Doina în cinstea mamei sale. Nu războiul le-a luat viața, dar un tragic accident rutier care s-a produs în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992 în apropierea localității Coșereni din România. Trei drone vor supraveghea timp de jumătate de an frontiera maritimă a României, cum vor ajuta la soluționarea mai multor probleme, precum pescuitul ilegal sau poluarea mediului, aflați imediat în Telejurnal. Spania va accelera procesul de vaccinare pentru a reuși până la sfârșitul verii vaccinarea unui număr de 33 de milioane de oameni, ceea ce înseamnă peste 70% din populația țării. Premierul Pedro Sanchez a învinuit compania AstraZeneca de nerespectarea termenelor de livrare, care a încetinit simțitor ritmul procesului de imunizare. Chiar și așa, campania de vaccinare în Spania este peste medie europeană. Unul dintre cele mai mari centre din Madrid poate administra până la 10.000 de vaccinuri zilnic. Săptămâna aceasta ar trebui să se încheie vaccinarea persoanelor de peste 80 de ani și să se treacă la cele de peste 66. În plus, în toată țara sunt programați și angajații din domeniile esențiale, polițiști, pompieri, militari sau profesori. Cabeza, dolor muscular o fiebre es normal, ¿vale? Puede tomar paracetamol cada 8 horas. Se está notando bastante, la verdad. Se está viniendo muchísima más gente los últimos días. Bueno, hacemos lo que podemos, la verdad. Es verdad que no podemos tampoco hacer mucho más porque somos las que somos y vamos lo más rápido que podemos, pero claro, las preguntas que tenemos que hacerlas sí o sí. Până acum în Spania au fost administrate 8,7 milioane de vaccinuri. Pues vivir, empezar a, por si puedo viajar, viajar, salir más, estar ya con mi madre que es muy mayor, pues me da la oportunidad de no tener miedo de contagiarla en cualquier momento, lo mismo con mis hijos, con mis nietos, pues empezar a vivir un poco más la vida normal. 7% din populația de peste 16 ani a primit până acum ambele vaccinuri, iar 14,2% cel puțin o doză, puțin peste media europeană. Însă premierul promite că ritmul se va accelera odată cu primirea 87 de milioane de doze entre aprilie și septembrie. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de compatriotas vacunados con la pauta completa. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y la semana del 19 de julio lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa. După jumătatea lunii aprilie, Spania va primi și vaccinul celor de la Johnson & Johnson, care se administrează în doză unică. Poliția de la Roma a intervenit în forță împotriva manifestanților care au ieșit în stradă să ceară ridicarea restricțiilor. Protestatarii cer guvernului să anuleze carantina și să permită redeschiderea magazinelor și restaurantelor. S-a scandat Libertate în piața din apropierea Camerei Inferioare a Parlamentului. Acolo au fost masate și importante forțe de ordine care au intervenit când spiritele s-au încins. Poliția a arestat mai mulți protestatari. Printre cei care au manifestat împotriva restricțiilor au fost și proprietari de restaurante sau baruri, dar și reprezentanții ai formațiunii eurosceptice Italexit, care militează pentru ieșirea Italiei din Uniunea Europeană.
Viața artistică e tulburată profund în aceste vremuri. Sălile de spectacol sunt închise mai peste tot în lume, așa că artiștii își pun la bătaie ingeniozitatea de a transforma în scene tot felul de locuri în aer liber. Dau reprezentații în curțile caselor, pe acoperișuri, iar uneori trimit chiar mesageri robotizați la domiciliu. Nimic nu ne va opri, și-au spus patru artiști francezi care au adus arii de operă în curțile blocurilor din vestul Parisului. Nu pot să-și asigure astfel traiul zilnic, dar își ating scopul, cu orice preț, să păstreze vie pasiunea pentru muzică. En fin de compte, au début c'est peut-être moins chaleureux, mais in fine, à la fin du concert, j'ai l'impression que les gens sont quand même contents et que ça permet de fédérer. Corul Operei Regale din Londra s-a urcat pe acoperiș pentru a le oferi celor consemnați la domiciliu câteva clipe de încântare. I think that we all need a bit of hope right now. I mean, it's been such a rough year. I'm looking forward to the day when we can hug each other again. O companie din Cehia sare în ajutorul teatrelor. În premieră mondială, cei din Praga pot comanda la domiciliu piesa lor preferată și o pot urmări prin ochelarii de realitate virtuală, pentru o sumă egală cu prețul unui bilet pe un rând din față. Inițiativa e susținută de primărie, inclusiv financiar, și beneficiază de participarea a 10 teatre. Trei drone vor supraveghea timp de jumătate de an frontiera maritimă a României. Vor fi manevrate de la sol și vor transmite date în timp real. Astfel vor fi soluționate mai multe probleme, precum pescuitul ilegal sau poluarea mediului. Dronele vor fi utile și în cazul operațiunilor urgente de salvare. Trei drone vor supraveghea frontiera maritimă a României în următoarele 6 luni. Aparatele de mici dimensiuni vor fi operate din Mangalia și vor transmite în timp real date despre traficul naval, pescuitul ilegal sau situații de căutare și salvare. Durează undeva la 15 minute pregătirea echipamentului, camerele să fie în regulă, conexiunea, convorbirea cu sistemul de comandă și control al SCOMAR din cadrul gărzii de coastă, precum și cu unitățile de trafic aerian. Dronele pot ajunge până la 4.000 de metri altitudine și până la 200 de kilometri de locul decolării. Operează ziua și noapte, iar viteza maximă este de 180 de kilometri pe oră. Datele și informațiile pe care dronele poate colecta cu ajutorul sistemelor aflate la bordul acesteia ajung în timp real la centrul de comandă al dronei și în timp real la centrul de comandă și control al sistemului SCOMAR de la Garda de Coastă. Sistemele au fost puse la dispoziția țării noastre de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, care asigură și personalul specializat pentru operarea aparaturii. Reprezintă o recunoaștere a faptului că România este un partener serios și responsabil în efortul de integrare a unei noi abordări digitale. Sistemul de drone permite supravegherea zonelor de coastă fără a fi nevoie de deplasarea unei nave. Au o autonomie de cel puțin 6 ore. Ninge ca în povești în Slovenia. Vremea s-a schimbat brusc după o săptămână cu temperaturi ridicate și soare. Fulgi de zăpadă au acoperit cireșii înfloriți și covorul de verdeață al primăverii. Dincolo de peisajele de bazm, au fost probleme în trafic din cauza poleiului și a stratului de zăpadă depus pe carosabil. Sunt anunțate temperaturi de minus 10 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă aștept la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Eu sunt Irina Bejenaru și vă mulțumesc că ne priviți. O zi frumoasă în continuare. La revedere!